Șoferii mijloacelor de transport în comun din Târgu Jiu nu vor mai putea vinde începând de astăzi bilete călătorilor. Conducerea Transloc a luat această decizie pentru că autobuzele și roleibuzele stăteau prea mult în stație până când șoferii dădeau bilete călătorilor și în acest fel se deregla programul de circulație. Biletele se vor putea procura de la magazinele și automatele din apropierea stațiilor de urcare-coborâre. Am constatat că în anumite ore de vârf, în diferite zile, datorită faptului că în stațiile de urcare-coborâre conducătorii auto vând bilete pentru călători, există dereglări ale programului de circulație. Costul unei călătorii este de 2 lei, iar biletele sunt valabile până la sfârșitul anului. Biletele procurate de către cetățeni sunt valabile un an de zile, până la sfârșitul anului. Mai clar spus, dacă un călător își cumpără astăzi 10 bilete, le poate folosi până la sfârșitul anului 2016. Târgujienii nu sunt însă mulțumiți de această măsură. Nu e bine, că nu toată lumea știe pe unde sunt magazine sau chioșcuri de luat bilete. Și așa că... Era mai ușor dacă luați de la fel. Categoric. Păi nu e normal, pentru că și așa astea sunt puse, ar trebui să fie cel puțin în fiecare stație. Omul, dacă vine de la Turcinești, de exemplu, de unde ia? Dacă nu ia de la, sau de la, mă rog, de unde vine, din altă parte, de unde poate să ia bilete? Deci nu e normal. Lucru bun nu e, că oamenii nu au de unde, dar principalul este să facă bacomatele să meargă bine. Părerea mea. Și în fiecare stație. Și în fiecare stație, da, corect, și în fiecare stație. Asta nu fugim dintr-un loc, într-o stație în alta. Cei care vor fi prinși fără bilet de călătorie vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 20 și 250 de lei. Sancțiunea va fi aceeași dacă oamenii vor plăti contravaloarea biletului la conducătorul auto.